Bun găsit! Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că în cursul lunii iunie acestui an, inspectorii antifraudă au făcut controle care au vizat peste 2000 de contribuabili care datorează bugetului de stat peste 83,6 milioane de lei din TVA, impozite, contribuții sociale și de sănătate sau reprezentând amenzi ori confiscări. Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care prăbușește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfășurări a statului. În acest sens, agenția desfășoară acțiuni de control menite să îndrepte sau să sancționeze neregulile comise de contribuabili, îmbunătățind astfel gradul de conformare și colectare. Astfel, acțiunile de control desfășurate de inspectorii antifraudă în luna iunie acestui an au vizat peste 2000 de contribuabili, fiind cuantificate sau estimate implicații fiscale și aplicate sancțiuni contravenționale în sumă totală de peste 83 de milioane de lei, respectiv peste 76 de milioane de lei implicații fiscale, peste 6 milioane de lei sancțiuni contravenționale, peste 5 milioane de lei amenzi contravenționale aferente unui număr de 733 de amenzi. Au fost aplicate și 22 de avertismente și peste 940 de mii de lei confiscări de numerar, venituri din activități ilicite și bunuri. Totodată au fost înaintate organelor de urmărire penală 20 de acte de sesizare, valoarea prejudiciilor însumând peste 115 milioane de lei. Suspendări de activitate au fost dispuse la un număr de 28 de contribuabili, din care la 25 de contribuabili pentru abateri de la prevederile legale, privind dotarea și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, și la 3 contribuabili pentru nerespectarea prevederilor legii cu numărul 227 din 2015. Ca urmare a controalelor antifraude efectuate, structurile DGAF au propus pentru declarare în inactivitate fiscală un număr de 5 contribuabili, fiind emise avize în acest sens comunicate organelor fiscale competente. De asemenea, ca urmare a 2223 de controale efectuate de structurile de inspecție fiscală la contribuabili, persoane fizice și juridice în luna iunie, au fost stabilite sume suplimentare în valoare totale de peste 213 milioane de lei, fiind instituite 31 de măsuri asiguratorii ce depășesc 36 de milioane de lei. Organelor de urmărire penală le-au fost înaintate 18 sesizări pentru prejudicii în cuantum de 16,12 milioane de lei.